O, frate, ce-i căldura asta, mă, nene? Nu mai pute cald. Toată lumea gata? Liniște! Toată lumea gata? Liniște! Salutare, dragilor! Astăzi facem unboxing pentru că a venit coletul de la Jim Beam. Am dat comandă marți dimineața și a venit la adresă joi dimineața. M-a surprins maxim de data asta, mai puțin de 48 de ore. Alimentele prima dată, pentru că am luat și niște haine, am luat și... Nu vă stric, nu stric surprizele. Haideți să vedem prima dată alimentele sănătoase pe care le-am luat. Am să încep cu ce mi-a căzut prima dată în mână. Bucăți de ciocolată. A fost surprinzător, pentru prima dată în viața mea am gustat și eu fruct de cacao, pentru că până acum n-am gustat decât pudra pe care o găsiți în magazin și sub formă de ciocolată. Niciodată adevărat. Aici am semințe de cânepă decorticate. O grămadă de proprietăți bune, pe lângă faptul că au o cantitate mare de proteine la 100 de grame. Și semințe de chia, cele mai echilibrate semințe din punctul meu de vedere. Carbohidrați, grăsimi și proteină. Astea sunt de nelipsit la mine acasă, pentru că în fiecare dimineață eu îmi prepar un shake. Rețeta de shake care am văzut-o la Djokovic. Novak Djokovic, preferatul meu ca tenismen. Tot alimente. M-au rugat cei de la Jim Beam în trecut să le fac un review la pastele astea. Le-am făcut și de atunci sunt nelipsite, pentru că sunt gustoase, sunt, atenție mare, sunt ușor de preparat. Băi, pentru mine este ideal să nu petrec foarte mult timp în bucătărie. Mă interesează să-mi acopăr macronutrienții, să-mi acopăr caloriile, să mănânc și să ies din bucătărie cât se poate de repede. Astea se fac în 10-12 minute fierte. Am trântit în ele un sos pe care l-am luat din Lidl sau din Mega, sos din ăla de paste. Și am terminat cu pregătitul mesei. Atât de repede se fac. Astea sunt paste de linte și paste de mazăre. Ambele au așa 24 de grame de proteină la 100 de grame și 58 de grame de carbohidrat. Altceva, unde era arahide de data asta? Pentru că am intrat la definire și vreau să mai tai din calorii. Hai, mai tai din ele. Dar nu vreau să renunț la gustul de unde arahide. Și am găsit pudră de unde arahide. Ce este? Este untul de arahide fără grăsime. Conținut de grăsime la 100 de grame este de 12 grame. Tot pe partea de nutriție. Am schimbat proteina hidrolizată pentru că vreau ceva cu gust mai bun și m-am gândit să iau Just Whey. We know you love protein. Protein rocks. Protein. Dacă vrei gust pentru proteină, asta este alegerea optimă. Vezi că are mai multe arome, este îndulcită cu stevia, ce este foarte important. Conține minerale și multivitamine și enzime, enzime digestive. Am mai luat așa. Băutură pentru articulații, articular drink. Asta este ideală și mi se pare cea mai rapidă atunci când vine vorba de efecte pentru articulațiile noastre. Că eu, când am avut probleme cu articulațiile, am făcut un tratament, să zicem așa, de 2 săptămâni și deja se vedeau îmbunătățiri. Tot pentru sănătate. Tărâțele de psilium vi le-am prezentat în urmă cu ceva timp. Este vorba de tărâțele de psilium, îți cresc aportul de fibre și îți dau în felul acesta, îți mențin sistemul digestiv foarte, foarte sănătos. Mamă, trebuie să vă arăt asta. Este prima oară când iau așa ceva. Este Gainer. Fuel Gain se numește, de la Jim Beam. Este pentru cei care doresc să-și crească aportul de calorii într-un mod eficient. Ca proteină are 30 de grame și la 100 de grame și carbohidrați 60 de grame. Este ideal pentru ectomorfi, pentru persoanele care au un metabolism foarte, foarte rapid. Nu este pentru mine, este pentru un prieten, vreau să-i fac cadou chestia asta. Ăsta este cu aromă de ciocolată și îmi place foarte tare cum este ambalat, îmi place foarte tare cum arată. Tot pachet negru, uite ce frumoase sunt, uite ce frumoase sunt ambalajele astea, îmi plac foarte tare. Tot de la Jim Beam, Essential Vita Pack. Este un pachet de minerale și vitamine. Dacă îl deschid puțin, văd că sunt pliculețe de vitamine. Și hai să vedem puțin prospectul. Conține așa, vitamina B, A, B-urile sunt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, K, bineînțeles. Lilicianule, te-ai apucat de citit. Foarte ok. Calciu, magneziu, fosfor, zinc. Păi și-mi place, uite, are 11 grame de zinc. Îmi dau și ție un pliculeț. Prima doză e gratuită. Ce mai avem? Crom, seleniu, extract de ceai verde, deci are și un efect energizant, lecitină de soia, mamă, are, fii atent, are omega-3, 300 de miligrame, MSM, condroitină și glucozamină. Astea sunt ingrediente pentru protecția articulațiilor, MSM, condroitină și glucozamină. Am luat 2 shot-uri de energie, pentru energie, se numesc Energy Shots. Vreau să le testez, vreau să văd ce efect au înainte de antrenament, o să le folosesc. Extract de ceai verde, cafeină, mai multă cafeină și mai multă cafeină, niște vitamina B6, vitamina B3,
Bun, 250 de mg de cofeină. O să fie blană antrenamentul cu astea. Le pun aici deoparte. Abia așa să le testez. Fiți atenți, chestiile astea le-am luat tot la fel să le testez pentru Jim Beam și să le fac un review, să le fac o recenzie și iarăși au devenit nelipsite la antrenamentele mele. Este vorba de Recharge Gel. Este un gel dulce, un gel bazat pe carbohidrați, care îți reîncarcă rezervele de energie, de glicogen. În timpul antrenamentului, mai ales la picioare, este de nelipsit. Când am picioare, știu clar că la jumătatea antrenamentului rămân fără energie și nu mai pot să mai mențin aceeași intensitate. De asta, la fiecare antrenament, de picioare cel puțin, mai bag o doză din asta. Așa că dacă ai antrenamente intense și de anduranță, mai ales pentru sportivii de anduranță, și vorbesc aici, karatiști, tenismeni, sprinteri, atleți, box, ăștia care faceți arte marțiale, lupte, orice sport de contact, aveți nevoie pentru antrenament de ceva de genul acesta, dacă nu chiar de asta. Ăsta este cu aromă de măr, foarte, foarte bun, dar preferatul meu este ăsta. Ce este? Blackberry. Astea sunt muri. Ce este aici? Mi-am luat ghiozdan. Îl știți ghiozdanul, pentru că deja ghiozdanul meu pe kaki îl folosesc și l-ați văzut deja, îl folosesc în drumeții și peste tot îl iau și ca să încar echipamentul de antrenament, dar și echipamentul care mă filmează acum. Iar am vrut să am și ghiozdanul pe negru. A costat 146 de lei. Ce-mi place la el? În primul rând este foarte bine compartimentat. Fiți atenți, am compartiment pentru ochelari. Aici. Este un compartiment dur. Un fel de case ca să nu se strivească ceva ce vrei să protejezi. Poți să bași și ouă aici și nu se spară. O grămadă de buzunare și buzunărașe. Și compartiment pentru laptop. Pentru cei care aveți laptop, puteți să vi-l duceți în siguranță de acum înainte, nu trebuie să vă faceți griji. Este foarte bun pentru echipament, ca să poți să duci echipamentul de sală, poți să pleci în excursie, poți să pleci în drumeții, unde vrei tu. Este ideal pentru orice împrejurare. Ăsta este preferatul meu, plus că are și acces din spate, din lateral. Blan. Ăsta este ghiozdanul, mă bucur foarte tare că l-am și pe negru acum. Știți deja că cei de la Jim Beam au scos colecția de haine premium, este vorba de Strix. Ei bine, colecția lor s-a îmbunătățit cu echipament funcțional pentru antrenament. Ce înseamnă asta? Înseamnă pantaloni scurți, funcționali. Ți se pare normal ca un băiat să apară în colanți și atât? Sau să poarte pantaloni scurți? Se vede gogoșica? Da. Ei, uite. Cum faci? Nu mai am antrenat în colanți de foarte mult timp, dar am făcut o șmecherie. Am găsit la Jim Beam pantaloni scurți cu colant. Da? Dar, sincer, nu-mi păsa. Înainte mă antrenam cu colanți. Și nu-mi păsa că mi se vede. Nu mi se vedea, că oricum la picioare, frate, sângele e în altă parte. N-are, am dreptate sau nu am dreptate. Sângele când faci picioare nu e unde, nu e decât în picioare. Crede-mă, și se duce și de la creier, nu mai e chef de nimic. Foarte frumoși pantaloni ăștia. Abia așa să-i testez. Și cred că o să-i testez fără pantalon. Cum să-mi iau pantalon scurs cu pantalon scurs? Ce rost mai are? Au și tricou funcțional foarte, foarte frumos. Băi, îmi place materialul ăsta, maxim. Trebuie să-l testez. Mamă, cum este materialul ăsta. Băi, nici nu simt, se confundă cu mine. Este super lejer, vine super bine. Mamă, deci știi cum te face să te simți? Fix super bine. Abia să vă pot să simt în sală. Și iată. Mamă, cum se mulează pe tot. Da, foarte frumos, îmi place. Vorbim de casual wear. De ceva ce poți să porți și pe stradă. Bineînțeles, am pantaloni scurți de la Strix și am mai vrut o pereche. Atât de tare, atât de mult mi-a plăcut. Ăștia sunt foarte confortabili, foarte mișto și, băi, nu se murdăresc așa de ușor ca alți pantaloni pe care i-am avut. Și eu sunt foarte pretențios și găsesc greu pantaloni scurți. De-aia, atunci când găsesc o pereche bună, îmi iau două sau trei. Așa că asta este dovada supremă a faptului că pantalonii ăștia scurți vin bine. Încă un tricou din colecția nouă de tricouri Jim Beam Clothing de data asta. Și îmi place foarte tare tricoul ăsta, culoarea asta mă prinde bine pe mine. Surprinzător că hainele pe care le-am văzut pe modelul celor de la Jim Beam, pe mine vin mai bine. Mie așa mi se pare, poate sunt subiectiv. You seeing someone at the moment? Nu știu, mai ales tricoul ăla de la Strix fără mâneci, mai e ăla cu glugă, e genial. Siguranță bine. Avem așa, pentru fete de data asta, pentru că sunt și fete care se uită la noi, colanții de la Jim Beam. Culoarea asta e mauve, să vină super bine. Ce voiam să vă arăt? Au apărut colanți cu fund, mă, frate. Uite-mă care este secretul, că eu n-am văzut niciodată o pereche de colanți jos. Dar uite că văd acum. Ăsta este secretul. Ăsta te face pe tine, ne face pe noi băieții în sală să ne rupem capul după voi.
Pentru că chestia asta aici, cusătura asta, face ca colanții ăștia să intre în fund. Bă, și se văd formele alea, bă, blan. Și pustieră. Materialul este foarte calitativ. Îmi place cum se simte la atingere. Pare confortabil. Și cam atât. Ăsta a fost unboxing-ul de astăzi. Am încercat să fiu cât se poate de scurt, dar se pare că eu vorbesc mult. Însă, am să fac un rezumat foarte scurt. De ce ai vrea să comanzi de la Jim Beam? În primul rând, calitatea produselor. Au un raport calitate-preț foarte bun. Transportul este foarte, foarte rapid. Îți ajunge practic de pe azi pe mâine. Și este și gratuit dacă comanzi mai mult de 150 de lei. Iar dacă ai comandat sub 150 de lei, de exemplu, plătești doar 9 lei la transport, ceea ce mi se pare o afacere. Și pe lângă toate acestea, mai ai și 5% reducere dacă folosești la finalul cumpărăturilor codul JOSMOVE5. Și în felul acesta obții reducerea de 5% și mă poți susține și pe mine. Ăsta am fost eu, ăsta a fost unboxing-ul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Pa, dragilor!